Polițiștii au prins în trafic un bărbat din Novaci care conducea o mașină cu numere false. Șoferul în vârstă de 63 de ani a fost oprit de un echipaj rutier pentru un control de rutină. Polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au identificat în trafic un bărbat de 63 de ani din orașul Novaci, în timp ce conducea un autotrans pe drumul județean 665D, iar cu ocazia verificărilor efectuate, polițiști au constatat faptul că numărul de înmatriculare a autoturismului aparține unui alt autovehicul. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu număr fals de înmatriculare.